S-au dus vremurile când oamenii de la sate puteau trăi foarte bine cu roadele pământului. În zilele noastre, dacă nu știu o meserie, nu prea se mai pot descurca în viață. Fundația Dan Voiculescu a inițiat un proiect european care să-i ajute pe acești oameni să-și găsească mai ușor un rost. Sute de localnici din mediul rural vor participa la cursuri de 2 săptămâni în care vor învăța să facă obiecte tradiționale, dar și să lucreze la computer. Primii oameni care au participat la cursurile fundației sunt 100 de șomeri din Văideeni, județul Vâlcea. Am învățat despre site, despre internet, despre Mozilla Firefox, cum să folosim internetul, browserul. Este o plăcere să învăț să pictez. După părerea mea, poate că n-au știut nici să țin o pensulă în mână și aici totuși am învățat să pictăm. Îmi place ceea ce fac, în primul rând, și vreau să-i mulțumesc în mod special Fundației Dan Voiculescu, pentru că a ales această localitate, unde sunt oameni mai nevoiași, fără locuri de muncă, și le dă posibilitatea să creeze, să-și dezvolte capacitățile, să vadă ce pot să facă. Cu acest proiect, Fundația Dan Voiculescu încearcă să-i ajute pe oamenii de la sate să facă un pas înainte de la agricultura de subzistență. Cu surprindere am constatat că sunt foarte talentați și pentru asta mă bucur și sper ca din iarna asta, când au învățat ceva, să obțină și să facă lucruri folositoare pentru ei. La sfârșitul cursurilor, sătenii vor putea întâlni meșteri populare cunoscuți, iar obiectele de meșteșug făcute de ei vor fi expuse într-un târg de tradiții. În următoarea perioadă și alți oameni de la țară, din județe precum Sibiu, Argeș sau Botoșani, vor putea participa la aceste cursuri.